Bine, cam așa arată roșiile mele uscate, tentativa mea de roșii uscate la soare. Au stat 2 zile, însă au fost peste 33 de grade afară. Soarele a bătut foarte tare. O să încerc să le iau și să le pun într-un borcan. Ok, am terminat de pus. Bineînțeles, se pune într-un borcan. Spălat, uscat. Uscat, uscat, bine, bine. Am pus toate bucățelele. Uite cam așa arată. Asta e de sherry. Și uscată. Așa arată uscate. Am umplut borcanul. Voi curăța și câțiva usturoi. Voi pune căței de usturoi întregi în borcan. Printre roșii, eu am ales ca să mai băgăm niște condimente, niște busuioc uscat, cimbru din grădină și niște oregano. După care acoperim cu ulei de măsline, bineînțeles. Mi-am adunat cimbrișor, niște usturoi. Un pic de busuioc o să folosesc de la Galeo pentru că anul acesta am dus lipsă de busuioc. Nu am dus lipsă, ci am ratat să pun semințe din timp și de-abia acum am baby busuioc, dar încă nu uscat. Voi face și în acest burcănel pentru un cadou. De ce nu? E cel mai frumos cadou, să le dai apropiaților, prietenilor, ceva ce ai muncit tu aproape o vară întreagă. Da? Se vor bucura enorm. Plus că gustul va fi nemaipomenit. Am aici niște piper roz și usturoi românesc. Am găsit usturoi românesc. Ok. Am pus pe fundul borcanelului niște piper. O să punem după aceea roșii, câte un fir de cimbrișor, usturoi din cel mai mic în borcanul mic și acoperim cu ulei de măsline presat la rece. L-am de la o mătușă din Italia care are o livadă de măslin. Sună minunat, nu-i așa? Hai să începem. Așadar, am umplut borcanelul. Cam așa arată. Da? Acum voi turna ulei pe deasupra și punem capac. Și gata! Ok, am terminat de pus. Cam așa arată cu tot cu ulei, da? Mi se pare că arată fenomenal. Ia uite. Bule, dar arată foarte, foarte bine. Și cam asta e rețeta, din câte am citit. Vă voi spune peste câteva luni dacă e în regulă.